conformitate cu ordinul 397 al Prefectului Județului Vâlcea, se convocă astăzi, începând cu ora 10, la sediul instituției Prefectului, în ședință ordinară, Colegiul Prefectural, cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Vâlcenii și Marea Unire, materia pe care va prezenta domnul director al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, domnul Florin Nepure. Punctul 2. Prefectura Județului Vâlcea în anul 1918, un material prezentat de șeful Serviciului Arhivelor Naționale al României, Serviciul Județean Vâlcea, doamna Doina Glăvan. Și punctul 3. Diverse. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor Colegiului Prefectural prezenți, ca și mass media prezentă la această activitate. Am ales în această săptămână să marcăm, printre alte activități, chiar și în cadrul ședințelor organizate de către instituția Prefectului, momentul acesta al Marii Unii, complex de activități care a început, de fapt, ieri, pentru că am participat la Catedrala Sfinției, la Catedrala, cum îi spune, Mântuirii Neamului, Catedrala Națională, la Sfințirea, la slujba de Sfințirea acestea. Astăzi este această ședință de Colegiul Prefectural, apoi va fi o activitate intitulată Forumul Unirii la Biblioteca Antimi Vireanu și toată săptămâna va fi o săptămână extrem de densă din punct de vedere al activităților culturale, istorice și de prezentarea momentului istoric al Marii Uniri de la 1918. Am să vă rog, domnul director, să prezentați materialul pe care l-ați pregătit. Vă salut și vă îmbrățișez. Este foarte plăcut ca astăzi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, să vorbim despre istorie, despre mari români care au făcut România mare. Și salut inițiativa domnului prefect și a doamnei subprefect pentru acest lucru. Pentru că, vedeți, în acest an poate n-am făcut destul ca să vorbim despre acești oameni. Nu ne-am ridicat poate la nivelul acelui an măreț al anului, anul 1918. În aceste zile poate ați văzut din media, ați auzit diversi istorici, oameni politici, care au vorbit despre cum s-a realizat acest mare deziderat al românilor. Unii ne propun că acest vis secular a venit în urma unor mari victorii răsunătoare de moment, alții că personalități din afară, din exterior, ne-au făcut unirea, Woodrow Wilson, Clemenceau sau alte personalități ale vremii, că marile puteri ale lumii au decis acest lucru. Alții că anumite grupuri sau de persoane sau categorii sociale. Dar, de fapt, vedem că aceasta a fost dorința tuturor românilor, însă ei nu puteau să facă acest lucru fără elite, fără oamenii politici de la acea vreme care au dus această activitate de realizare a Marii Uniri, au organizat aceste evenimente, pentru că în zilele de acum se pregătea, de exemplu, Congresul de la Cernăuți, Congresul Național al Românilor Bucovineni. Chiar ieri, pe 25 noiembrie, avuseseră a patra ședință în care hotărau ca acest congres să fie peste două zile, pe 28 noiembrie. Hotărau și negociau cu polonii, cu germanii, cu evreii să-i susțină în acest deziderat. Iar pe 28 noiembrie 1918, la Cernăuți, s-a adoptat această declarație de unire și a fost înaintată regelui Ferdinand. Pe 27 martie, în acel an, mai înainte, prima provincie românească care se unise cu vechiul regat a fost Basarabia. Peste 5 zile este momentul de pe Câmpia lui Horea, la Alba Iulia, 1 decembrie 1918. În aceste zile se pregăteau delegații, pe 1228 de delegați,
modul cum vor fi transportați și 100.000 de români care au participat la acest mare eveniment, ora astrală a României. Parafrazându-l pe Ștefan Zweig, acest an 1918. De aceea, 1 decembrie este ziua națională. Pentru că a reunit acest vis al lui Mihai Viteazu de la 1601 și toată gândirea românească, pentru că cei care vorbeau aceeași limbă, aveau aceeași religie, aceeași obiceiuri și tradiții să fie într-un singur stat. E adevărat că intrarea României în război a vizat eliberarea Transilvaniei, deci eliberarea provinciilor aflate sub Imperiul Austro-Ungar. Nimeni nu s-a așteptat la acel moment înălțător al verii anului 1916 că la sfârșitul războiului toți românii vor intra, se vor uni cu patria mamă. Și basarabenii care reușiseră prin Revoluția de la Petrograd din februarie și căderea autocrației țariste, a Imperiului Țarist, să-și declare și independența și unirea cu vechiul regat. Fusese un italian, Iosif Mazzini, prorocise cu mult timp înainte de Revoluția de la 1848, că românii nu vor câștiga, nu își vor cuceri independența și libertatea decât dacă va cădea țarul și împăratul Austro-Ungariei. Aceste lucruri s-au întâmplat la sfârșitul războiului, primei conflagrații mondiale. E adevărat că efortul militarilor, dar și al civililor în acest război, în perioada anilor 1916-1918, a fost hotărător și jertfa lor a fost hotărătoare pentru împlinirea Marii Uniri. Noi, vâlcenii, purtăm în suflet acel înălțător avânt al trecerii Carpaților, chiar de Sfânta Marie a anului 1916, eliberarea românilor, fraților lor, de peste munți. E adevărat că succesul a fost de scurtă durată. Mai bine pregătiți, mai bine antrenați, corpul alpin bavarez și celelalte unități ale Imperiului și divizii ale Imperiului Austro-Ungar au năvălit apoi în Oltenia, în Muntenia și au ocupat la 12 noiembrie 1916 București, Râmnicu Vâlcea și mai târziu Bucureștiul. Avem aici pagini de mare glorie. Avem vâlceni care au căzut la datorie pe Valea Oltului. L-avem pe generalul David Praporgescu, care și-a sacrificat viața la Câineni, pe Constantin Trestoica și mulți, mulți alți eroi. Dar nu vreau să vă plictisesc, vreau doar să amintim câțiva vâlceni, chiar dacă nu erau unii dintre ei născuți în Vâlcea, dar au fost adoptați, au rămas în Vâlcea și au devenit vâlceni, să vorbim despre activitatea lor. Pentru că, vedeți, despre ei nu se vorbește astăzi deloc și mulți dintre ei, chiar dintre noi, vâlcenii, nu-i cunoaștem pe acești oameni care chiar au pregătit unirea, apoi au fost și în efortul acesta de a recunoaște unirea. Pentru că știți bine că mai târziu a fost recunoscută pe plan european această unire a românilor la Trianon, la Saint-Germain, la Paris. Este vorba despre un vâlcean, pe jumătate vâlcean, Eugeniu Carada. Eugeniu Carada, după mama lui, Petrița Slăvitescu, din Boierii, marea familie vâlceană a Boierilor Slăvitești. Tatăl său era din Craiova, Nicolae Carada. El a murit la 1910, n-a reușit să-și vadă acest vis împlinit. Însă el stă la baza tuturor realizărilor din a epocii moderne, de modernizare a României, a fost prietenul și sfenicul cu cel mai bun al lui Ion C. Brătianu și apoi a fiului său, Ionel Brătianu, artizanul Marii Unieri. De fapt, lui se datorează și ascensiunea lui Ionel Brătianu și punerea lui ca președinte al Partidului Național Liberal în funcție care a deținut-o 18 ani. 12 ani a fost în Parlament și a fost de 5 ori prim-ministru de 5 ori și a deținut multe alte
portofolii. Eugeniu Carada, în timpul vieții sale, și s-a jertfit pentru realizarea Unirii și a României moderne. Trebuie să spunem că cu banii lui a fost clădită Catedrala din Românilor din Vârșeț. Cu contribuția sa materială a ridicat Biserica Adormirea Maicii Domnului din Brașov. Cu banii lui au fost plătiți tinerii români din provinciile aflate sub stăpânire străină pentru a studia. Cu banii lui s-a publicat un ziar românesc în Basarabia. Tot el a ridicat statui pentru Mihai Viteazul, Cea Rosetti și Ionce Brătianu. Chiar a întreținut mișcarea națională a românilor din Ardeal. Cu banii de la el au fost plătite și amenziile primite de către redactorii de ziare care îndrăzneau să gândească românește. El este, de fapt, cel care a fondat Banca Națională a României. N-a acceptat să fie guvernator al acestei bănci, a fost doar director al Băncii Naționale. Moare la 10 februarie 1910, la vârsta de 73 de ani, din care 27 de ani și-a dedicat Băncii Naționale a României. Cum vă spuneam, n-a reușit să-și vadă acest vis împlinit, realizarea Marii Uniri. Avem acum să discutăm despre Grigore Procopiu. Grigore Procopiu, dacă ați auzit de acest vâlcean, a fost un avocat de prestigiu și un om politic liberal cu o bogată activitate publică. A fost și primar al Râmnicului în perioada 1898-1899-1917. Deputat și senator, era supranumit filozoful Vâlcii. Va ajunge decan al baroului Vâlcea. A fost ales în Parlamentul din 1914. De tânăr și va deține funcția de vicepreședinte al Senatului. Stând alături de Ionel Brătianu, la mai toate hotărârile care s-au luat în acei ani de mari încercări pentru țară. Știți că în 1914 Consiliul de Coroană a hotărât neutralitatea. Ionel Brătianu a întins cât mai mult, a prelungit această intrare a României în război. Și știți bine că atunci se duceau discuții și controverse pentru intrarea României alături de puterile centrale, așa cum era firesc pentru că încheiaseră un acord secret în 1883 și alături de Antantă. Asta s-a hotărât în 1916, în final, intrarea alături de Antantă. Când Bucureștiul intră sub ocupație germană, Grigore Procopiu se retrage cu Parlamentul și regele la Iași în 1917. Se numără printre parlamentarii care pleacă în exil în sudul Rusiei, pe malul Niprului, la Odessa și mai ales la Cherson. Aici îl prinde Revoluția Bolșevică. Știți ce s-a întâmplat pe fondul acesta? Bani de tâlhari se dădeau la tot felul de acte în acea perioadă în Rusia, rămasă după abdicarea țarului Nicolae într-o mare anarhie. Acum este prins și arestat aici, la Cherson. Și el ne lasă un volum de amintiri tocmai despre acest moment al ceea ce s-a întâmplat, aventura sa de la Cherson. Împreună cu 60 de parlamentari și cu familiile lor, sunt arestați și, mai mult, condamnați să fie uciși de acești rebeli al lui Rakovski, a bulgarului Rakovski, care își dorea chiar să extindă Revoluția Rusă și în țările, în țara românească, în România, și să aducă această Revoluție Bolșevică în România. Este arestat așadar în noaptea de 23-24 ianuarie de bolșevici. Abia eforturile colonelului canadian Joe Boyle le-a salvat viețile și i-a adus în țară pe acești parlamentari. Este unul dintre părinții Constituției din 1923. Constituția liberală, una dintre cele mai democratice Constituții cunoscută. A fost director al Democrației Vâlcii, un ziar care a apărut la Râmnic în anii aceștia, 1918-1919.
anii desăvârșirii Unității Naționale. Moare la 13 octombrie 1930 la București, este înmormântat în cimitirul Sfântul Ioan din Râmnicu Vâlcea. O statuie din scoarul din fața librăriei Virgilie Runca, librăria Humanitas, mai amintește de acest om care a realizat unirea. Această statuie care a fost ridicată în 1939, ca prin minune în perioada comunistă, a fost salvată. Ea nu a fost distrusă. Un alt vâlcean este și Constantin G. Disescu, unul dintre cei mai prestigioși magistrați, profesor universitar de drept administrativ și constituțional, un admirabil și remarcabil orator, eseist, autor al mai multor volume de drept, a fost ministru justiției, al instrucțiunii publice și cultelor, deputat și senator în mai multe rânduri. Lui se datorează ctitoria seminarului teologic de la Râmnic în anul 1913. Participă la Consiliul de Coroană din anul 1914, unde s-a hotărât neutralitatea. A fost un antantist fervent și se retrage și el la Iași în 1917 cu Parlamentul. Un an mai târziu este trimis la Paris cu misiunea de a promova cauza Unității Naționale în Comitetul Național Român. La încheierea războiului îl găsim în Liga Națiunilor, raportor al Constituției României din anul 1923, delegat permanent al României în Comitetul Uniunii Interparlamentare, moare la 1932, la vârsta de 78 de ani. Ioan T.H. Florescu, sau Jean, cum îi spuneau apropiații, unul dintre cei mai cunoscuți juriști, a fost scriitor și publicist, dar și o personalitate politică remarcabilă a primei jumătăți a veacului al 20-lea. A fost ales de 12 ori membru al Parlamentului, ca senator de drept și a deținut portofoliul justiției. El se naște la Râmnicu Vâlcea în anul 1871 și a obținut licența în drept la București, doctoratul la Paris. Își pune toată energia în sprijinul recunoașterii drepturilor românilor și al realizării idealului de unire. A militat pentru intrarea României în război alături de Antantă. A participat în calitate de membru la activitățile Comitetului Național de Propagandă de la Paris în anul 1918. Are un important rol de a explica foștilor aliați că România fusese silită să încheie pacea separată cu puterile centrale din cauza trădării Rusiei bolșevice. Este vorba de acea pace despre care se spune că e rușinoasă, a fost rușinoasă de la Buftea. Este fondatorul revistei La Romanie Nouvelle, în 1925. Este unul dintre părinții Constituției din 1923 și adept al participărilor femeilor la alegerile electorale. Un drept care se va concretiza abia mai târziu, prin Constituția din 1938 a lui Carol al II-lea. A fost membru activ al Academiei Diplomatice Internaționale din Paris și ministru plenipotențial clasa 1 la Madrid. Pentru efortul lui de unire, pentru tot ceea ce a făcut, el a fost recompensat cu arestarea, din păcate, în perioada comunistă, arestarea sa, și a murit în detenție în anul 1950 la penitenciarul Jilava, la vârsta de 78 de ani. Acum o să vă spun despre un vâlcean foarte drag nou, este vorba despre Ighe Duca. Ighe Duca, despre care știți probabil mai multe lucruri, și cel care ne-a lăsat pagini memorabile și despre Primul Război Mondial, dar și despre anul 1918 al Marii Uniri. În liniștea de la Măldărești, de la Conacul și de la Culele de la Măldărești, a scris aceste cărți. Dacă veți vrea să știți mai multe despre gândirea sa politică și ideile sale, în această culegere a Institutului Cultural Român s-a publicat Doctrinele Partidelor Politice, Portrete și Amintiri și multe alte cărți pe care ni le-a dat acest eminent om de stat, unul dintre cei mai importanți oameni ai curentului politic liberal, un intelectual de mare
cultură și talent, calități manifestate atât pe planul cugetărilor politice, cât și cel al artei oratorice și al creației literare. El s-a îndrăgostit de Vâlcea, pentru că nu era vâlcean, s-a născut la București, avea familia sa, era din Moldova, dar a venit, așa cum știți, ca tânăr avocat, stagiar, la Horezu. La Horezu, acolo unde s-a îndrăgostit de mănăstirea Horezu, de Mărdărăști și de tot acel ținut, încât și-a dorit foarte mult să fie și îngropat acolo. Își doarme somnul de veci la Biserica Titorilor Țărani de la Urșani, din Horezu. De altfel, iubirea lui pentru Vâlcea a transmis-o și reginei Maria. Și regina Maria s-a îndrăgostit atât de mult de Vâlcea și de Horezu, încât în testamentul ei din tinerețe spunea să fie îngropată la mănăstirea Hurezi. Găsise și un loc, o cruce veche de piatră a unui stareț al mănăstirii Hurezi, titoria Vâncoveanului, și doar Igheduca și Carol al II-lea știau de acel loc. Mai târziu și-a schimbat testamentul, pentru că a găsit o mare pasiune, Balcicu, la malul mării, acolo unde a vrut să rămână inima, în capela Stella Maris, și trupul ei să fie îngropat în necropola regală de la Curtea de Argeș. Dar a călătorit foarte mult cu Igheduca în această zonă. El și-a obținut doctoratul și licența în drept la Paris în 1902. În capitala Franței, înființează, alături de conaționalii săi, cercul studenților români. Întâlnirile de la Café Voltaire sunt memorabile, unde Duca s-a remarcat prin discursurile privind realizarea unității naționale. În 1914 ocupă postul de ministru al cultelor și instrucțiunii publice în guvernul lui Ionel Brătianu. A scris, așa cum v-am spus, în memoriile sale, tot acest efort de război, exilul de la Iași, bucuria realipirii ținuturilor locuite de români, așezarea structurilor politico-administrative după această unire, reforma agrară, elaborarea și adoptarea Constituției Liberale din 1923, readucerea liberalilor la guvernare sub conducerea sa în anul 1933. După cum știți, viața și cariera lui politică a fost urmată prin acest asasinat de către legionari în gara de la Sinaia în 1933, pentru care mulți îl acuză și pe regele Carol, că al doilea, că se spune că n-ar fi fost străin de moartea primului ministru său. Astea sunt alte discuții. Important este că murea doar la 54 de ani, numai 54 de ani, unul dintre cei mai mari oameni care, mari români care au realizat unirea și care avea multe, multe de spus și de făcut pentru țara sa. Vâlcenii i-au păstrat o caldă și veșnică recunoștință celui care îi reprezentase în Parlament atâta timp, celul care devenea șeful organizației liberale din Vâlcea, președinte al Consiliului de Administrație a Băncii Râmnicului. Principala arteră a Râmnicului s-a numit Igheduca și i-a purtat numele. De asemenea, școala numărul 2 sau spitalul vechi din un moment istoric. Chiar și localitatea vâlceană Mărdărăști s-a numit Igheduca în perioada interbelică. A avut și o statuie în mărime naturală undeva în spatele conacului Socoteanu la Hovari, Palatul Copiilor de astăzi. Dar legionarii au dat-o jos sau distrus-o în anul 1935. În 2008, liberalii vâlceni au pus un bust al lui, deci se păstrează și aici, dar și în centrul orașului Horezu, ca amintire a acestui om care a îndrăgit atât de mult Vâlcea și a făcut atât de multe pentru țara sa. Ultimul dintre vâlcenii care au realizat Marea Unire și despre care se vorbește tot mai puțin și nu îi se cunoaște de fapt aproape deloc opera este Savantul pentru Eternitate, așa cum spune și acest volum, Dumitru Drăghicescu. Din zăvoienii Comunei Măciuca, vâlcean de-al nostru, filosof, sociolog și diplomat de notorietate internațională, profesor cu doctorat în filozofie și un gânditor politic original. Unul dintre ideologii liberalilor,
ales deputat și senator de Vâlcea în mai multe rânduri. Militant pentru desăvârșirea Unității Naționale a României. Este unul dintre promotorii și fondării Ligii Națiunilor. A fost, de altfel, și ambasador în Mexic, în perioada 1935-1937. Absolvent al Facultății de Drept și Facultății de Filozofie din București, doctor la Paris, unde a avut ca îndrumători mari personalități ale vremii, Durkheim, Bergson și alții. Participă și el cu studenții români la Café Voltaire, unde țineau acele conferințe pentru unitatea românilor și care vorbeau despre problemele cu care se confruntau românii în acea perioadă, aflată în provinciile sub stăpânire străină. Pune bazele unei asociații studențești. La Iași este și el, împreună cu regele și cu Parlamentul. Organizează la Roma, în 1918, în aprilie, Congresul Naționalităților, din cuprinsul monarhiei. Înființează cu Vănățeanul Traian Buia Comitetul Național Român de la Paris, la 30 aprilie 1918, și revista La Transilvanie. Publică mai multe broșuri în limba franceză cu caracter național. În vara anului 1918 îl găsim alături de Traian Buia, căutând prin lagărele franceze voluntari din rândul prizonierilor pentru legiunea ce urma să se constituie cu sprijinul autorităților franceze. A fost unul dintre cei mai activi militanți pentru realizarea idealului național. Însă a avut parte și el de un sfârșit tragic. S-a sinucis la 14 septembrie 1945, în urma hărțuielilor agenților sovietici, care se răzbunau acum pentru tot ce a scris în favoarea românilor basarabeni. Vă invit să-i citiți opera, mai ales din Psihologia Poporului Român, unde se vede cel mai bine cum a surprins mare gânditor și vizionar substanța și gândirea și trăirile acestui popor. Vedeți, este o generație pe care noi astăzi poate nu o înțelegem. Generația aceasta care a făcut unirea. Nu o înțelegem, nu înțelegem pe acești mari români care au clădit România mare. Poate nu reușim să-i cunoaștem și să ajungem la măcar să vorbim despre ceea ce au realizat ei, măcar să-i luăm ca model, ca generațiile care vin să ia ca model acești mari patrioți, pentru că ei tot ce au făcut, au făcut cu toată ființa lor, ați văzut și cu mare jertfă, chiar cu jertfa vieții la un moment dat, pentru a realiza această mare unire. Se vede din documente, transpare din scrisori, că asta era cea mai mare preocupare a lor și se frământau pentru acest lucru. Asta este, vedeți, suntem la o distanță de 100 de ani de această generație și, așa cum spuneam, poate nu ne ridicăm la acest nivel, al lor și a celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. Avem și noi peste 10.000 de victime în primul război mondial și din rândul populației civile, nu numai cei care au fost militari și ofițeri pe front, care au murit pentru realizarea acestui ideal. Numai și acest lucru te face să te cutremuri. Iar la nivel național, unii vorbesc de 680 de victime, alții vorbesc până la 800.000 de victime în primul război mondial, la care sigur se adaugă și acest tifos exantematic, cea mai cunoscută și distrugătoare în istoria României, să spunem, la acea vreme. Se spune că au murit 300.000 de români de tifos în primul război mondial, dintre care 350 erau medici, vă dați seama. 350 de medici au murit de această cruntă boală și, bun, și toate neajunsurile care au fost în primul război mondial, slaba pregătire a militarilor și dotarea lor și aceste boli și a mizeriei care a fost, ei, cu toate acestea, ei s-au acoperit de glorie. Și
în epopeea de pe Valea Oltului, dar și la Mărăști, Mărășești și Uituz, și dintr-o țară ocupată, sfârtecată, au reușit să realizeze o țară așa cum nici nu s-au gândit când au intrat în război. Eu, ce să vă spun, să spunem la mulți ani tuturor românilor și ne bucurăm că astăzi am fost împreună, înainte cu 5 zile de mare celebrare a Unirii tuturor românilor și să luăm acest model, acest îndemn al generației de la 1918. Vă mulțumesc! Nu se obișnuiește, dar de data asta chiar se poate aplauda. Vreau să-i mulțumesc domnului director Florin Iepure. Un material extrem de elaborat și, de ce să nu spunem, sentimentul acesta al patriotismului local, dacă îl pot intitula așa printr-o simplă denumire, a trebuit să fie o permanență și nu doar în anul centenarului și pentru că trebuie să sărbătorim Marea Unire. Nu cred că multă lume știa despre vâlcenii care, în decursul istoriei, s-au remarcat prin activitatea pe care au desfășurat-o și au fost promotori al unor lucruri extrem de importante pentru istoria, pentru viața economică, socială, culturală a acestui județ. Ca să nu mai vorbim de cei care s-au jertfit, de sutele de mii de oameni care s-au jertfit, din care câteva mii au fost vâlceni și care au făcut ca noi astăzi să putem să discutăm. Deci revin, poate că n-ar strica ca sentimentul acesta patriotic să fie o permanență. Și nu doar la ocazie. Înainte, și ca să fie un punct de început, poate că ar fi foarte bine să-l cultivăm de la tânăra generație, de la intonarea imnului la școala generală, așa cum prevede legea, pentru că din păcate, lucrul ăsta nu se face peste tot și cred că devine extrem de necesar. Suntem români și în suflet și în simțiri, dar trebuie să ne respectăm aceste simboluri naționale care arată dimensiunea unui popor. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Doina Glăvan, aș vrea să vă adresez o invitație. O veți primi și pe mail sau în formă scrisă prin grija consilierului. Pentru joi 29 noiembrie 2018, începând cu ora 9:30 la sediul arhivelor Vâlcea, acolo unde va avea loc un simpozion intitulat Centenarul Marii Unirii a României 1918-2018, implicații politice, socioeconomice și culturale, organizat de către Instituția Prefectului Vâlcea, Arhivele Naționale, Direcția de Cultură Vâlcea, în parteneriat cu Asociația Culturilor Regina Maria, Centrul de Studii Preot Dumitru Bălaș, Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură, Societatea Culturală Anton Panș, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Vâlcea. Va fi și o lansare de carte și cred că prezența dumneavoastră ar nobila această activitate. Și nu în ultimul rând, să vă invit sâmbătă, 1 decembrie, începând cu ora 10, veți primi invitația oficială, dar e bine să o fac și în forma aceasta. Începând cu ora 10, la ceremoniile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 decembrie, 100 de ani de la Marea Unire. Ceremonii de această dată realizate în parteneriat cu Garnizoana, Consiliul Județean Vâlcea, Primăria și celelalte instituții, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul de Jandarm, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică, sunt mai multe instituții, nu s-a ieșit. Ați fost fiecare dintre dumneavoastră participanți la ședința de la Garnizoana, cei care aveți legătură. Dar partenerul principal este Garnizoana. Vreau să-i mulțumesc domnului colonel pentru modul în care s-a organizat și în acest an. Ca o noutate, ar trebui să vă spun că în acest an are o altă dimensiune. Chiar discutam înainte de
în această ședință de colegiu cu domnul președinte al Consiliului Județean, pentru a pune la punct și alte detalii, pentru că va avea două componente. O componentă obișnuită, cea pe care o știți, de depunere de coroane, ceremonia efectivă de la monumentul, de la statuia Independenței, și o a doua parte, aceea defilării tehnicii și militarilor, care se va realiza pe Calea lui Traian, de la Lahovarii, și va avea punctul terminus jos la podul Vinerii Mari. A fost un efort extraordinar pe care garnizoana, împreună cu partenerii pe care i-am menunțat în parte, l-a făcut, și ne dorim și am dorit cu toții să fie un moment extrem de reușit. Doamna Glăvan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am zis că într-o zi ca cea de astăzi și cu, în prezența noastră, să vă relatăm câteva lucruri despre modul în care funcționa în anul 1918 Prefectura Județului Vâlcea. După cum știți majoritatea, Prefectura Județului Vâlcea a funcționat neîntrerupt din perioada, regulamentului organic 1831 a anului 1831 până în anul 1949-1950, când ea a fost desfințată. Această instituție a funcționat într-o formă modernă după actul Unirii din 1859. Toate structurile administrative s-au modernizat și de aceea spunem mereu că domnia lui Cuza a reprezentat în istoria administrației românești un moment de reală cotitură. Apare legea pentru înființarea Consiliilor Județene din 1864 și legea comunală. Ele despart istoria administrației în două părți. Una trecută, statornicită în tipare feudale, și una modernă, istorică modernă. Astfel, în anul 1864, eu fac un scurt istoric pentru a vedea în ce coordonate funcționa instituția prefectului în anul 1918. Nu vă ascund că deține instituția Arhivelor Naționale, deține în păstrare 400 de metri liniari de arhivă din perioada 1831-1949, creată de, doar de instituția prefectului județul Vâlcea, pe lângă celelalte arhive și pe lângă celelalte instituții. Majoritatea dintre dumneavoastră știți că tot ceea ce creați, documentul cu valoare istorică, va trebui să ajungă la noi, și de aceea ne întâlnim de foarte multe ori în instituțiile dumneavoastră, pentru că avem nevoie și au nevoie generațiile viitoare de documentele care atestă modul de funcționare și astăzi a instituțiilor noastre. Astfel spuneam că în anul 1864 județul apare ca diviziune administrativă cu personalitate juridică și era investit cu o anumită putere politică și drepturi patrimoniale. Astfel, ca organ deliberativ, era Consiliul Județean, deci atunci Consiliul Județean era organ deliberativ, el funcționa cu un comitet permanent și șeful acestui comitet permanent, ședințele comitetului permanent ale Consiliului Județean erau conduse de prefect și prefectul era un organ executiv. Deci, prefectul la început era numit prin decret domnesc, la propunerea ministrului de interne, deci era ca și acum reprezentant al guvernului și al politicii guvernamentale la nivel de județ și era organul executiv al județului. De aceea a îndrumat și controlat celelalte organe administrative, așa cum sunteți dumneavoastră de concentratele atunci prefectul era coordonatorul, îndruma și controla absolut toate organele administrative, era șef al poliției și în caz de tulburare gravă a ordinii publice putea solicita intervenția armatei și era ajutat în exercitarea atribuțiilor și atunci de un subprefect. Deci Consiliul Județean și prefectul aveau și atunci și acum cam aceleași atribuții. Votau bugetul județului, aprobau împrumuturile județului, fixau zile de târg, stabileau salariile funcționarilor și așa mai departe. Se modifică legea și în anul 1883 și în anul 1892, când instituția prefectului era abilitată cu atribuții care conturau mai bine această funcție și preciza legea din 1892 că în cazul fiecărui județ este câte un prefect numit prin decret regal la recomandarea ministrului de interne și reprezintă puterea executivă în toată circumscripțiunea supusă administrațiunii sale. Astfel, anul 1915,
Găsim Consiliul Județean condus de Naie Pleșoianu ca președinte, președinți Naie Bogdănescu și Ștefan Roșianu vicepreședinți și acest Consiliu Județean cu această conducere a avut de gestionat problematica deosebit de complexă a efectelor războiului din perioada 1916-1918. În această perioadă, de fapt, în anii 1917-1918 au fost numiți trei prefecți, Franț Eitel, Nicolae Puricescu, avocat și Ion Nicolescu. Ați văzut și din prezentarea anterioară deja acțiunile de luptă care au evoluat, au făcut ca până la sfârșitul lunii noiembrie în 1916 întreg teritoriul județului era ocupat de forțele austro-ungare și germane, deci județul Vâlcea era un județ ocupat. Autoritățile de ocupație au împărțit teritoriul județului în două, comandatura etapei 270 germane cu sediul la Râmnicu Vâlcea, deținând partea de nord a județului, și comandatura etapei austro-ungare cu sediul la Drăgășin, la Drăgășani, stăpânind zona de sud. Consiliul Județean în perioada de ocupație a îndeplinit doar un rol onorific, pentru că adevăratul conducător al județului era acest negustor Franz Eitel, care avea într-adevăr, se scria în documente, pronunțat spirit organizatoric în stil nemțesc. Mai întâi a fost primar, apoi a fost numit pentru o perioadă într-adevăr destul de scurtă prefect al județului. În perioada 1916-1918, administrația județului Vâlcea a suportat regulile și rigorile impuse de ocupantul german, prevăzute în ordonanța guvernatorului militar. Și vă dau exemplu aici, ordonanța numărul 122 din 1917, potrivit căreia deciziunile legii asupra consiliilor județene din aprilie 1864, referitoare la convocarea consiliilor județene în adunări ordinare și extraordinare, se vor modifica cu începere de la 1 mai 1917. Comandanții de județ sunt împuterniciți a convoca adunarea consiliilor județene. Convocarea însă urmează la un termen potrivit prin comunicarea ordinei de zi, dar comandantul județului trebuie să aducă la cunoștința statului major al administrației militare convocarea Consiliului Județean. Da? Și ordonanța era semnată de guvernatorul militar. Același guvernator militar a dat ordonanța numărul 23 din 16 ianuarie 1917, ordonanță care reflectă de fapt modul de îngrădire și de interzicere a unor drepturi în acea perioadă. Și citind-o putem înțelege ceea ce înseamnă un regim de ocupație al unei țări. Articolul 1. Întrunirile sunt libere, sub cerul liber sunt interzise. Articolul 2 și nu o să vă citesc, o să vă citesc doar câteva lucruri. Întrunirile publice sunt oprite dacă în cadrul lor se vor discuta sau se vor delibera chestiuni politice și așa mai departe. Oricum, pentru contravențiile dispozițiilor din articolele 1 și 3, vor fi, de fapt, sunt responsabili nu numai convocatorii, aranjatorii și conducătorii întrunirilor, ci și participanții. Și se dădeau amenzi, pedepse cu închisoarea și amenzi cu amendă până la 5.000 de mărci. Prefectura județului Vâlcea era instituția care trebuia să aplice legile, ordinele și regulamentele în vigoare și să ia măsuri care se impuneau în situația neîndeplinirii acestora. În aceste condiții, realizarea atribuțiilor funcției de prefect și întreaga activitate instituțională erau deosebit de dificile. Astfel, chiar în adresa Direcției Serviciului Administrativ al Ministerului de Interne din 12 martie 1918, ministrul de atunci îi se adresa prefectului în funcție, domnului Franz Eitel. Veți fi observat, desigur, că lucrările ce cad în sarcina prefecților au luat o extindere din ce în ce mai mare și că rezolvarea lor a devenit imposibilă fără cunoștințe mai largi și mai îndelungate în domeniul administrativ. Din această cauză, în înțelegere cu administrația militară, am intenția de a vă desărcina din funcția de prefect, nu însă fără a vă exprima mulțumirile mele și ale țării că cu toată vârsta dumneavoastră înaintată și cu toată sănătatea zdruncinată, nu ați ezitat a primi în aceste timpuri postul de prefect. Vă rog a continua cu girarea afacerilor prefecturii până la sosirea noului titular, predându-le apoi acestuia în mod regulat. Funcționarea consiliilor locale în oraș și comună și în fiecare comună era atent urmărită de prefectura județului. Interesante și exacte sunt rezoluțiile prefectului pe mai toate adresele primite. De exemplu, în adresa administrației Plășii Bălcești, numărul 136 din ianuarie 1918, prefectul era informat că la comuna Gheoroiu funcționează ca primar Marin Mateescu, membru al Consiliului Comunal, dar numit de guvernul militar, fără a fi ales de către ceilalți consilieri prin votare. Vă rugăm dar a ne comunica dacă această numire este bună sau să se proceadă de Consiliul Comunal la o alegere de primar conform legii. Rezoluția prefectului la acea dată era scurtă și clară. Se va răspunde domnului administrator de plasă că nu era nevoie să mi se mai raporteze această stare de lucruri, ci să se fi luat chiar din inițiativa domniei sale măsuri ca Consiliul Comunal
să se întrunească și să procedeze conform legii la alegerea primarului, trimițându-ne procesul verbal al ședinței de alegere pentru confirmare. Activitatea primarilor, ajutorilor de primari, activitatea consilierilor comunali era urmărită atent de prefect și de instituția prefecturii și atunci cu un număr destul de redus de personal. Astfel, în adresa Direcției Administrației Generale din cadrul Ministerului de Interne din ianuarie 1918 se precizează: avem onoarea a vă înainta copie de pe raportul domnului silvicultor Mârzea, șeful circumscripției 1 a eforiei spitalelor civile. Și vă rugăm să faceți o minuțioasă constatare în localitate și de unde veți găsi vinovat pe primarul comunei Ștefănești, de faptele ce îi se impută, să-l suspendați din serviciu, dându-l judecății și cerând revocarea lui din funcțiune. Tot deodată veți lua măsuri ca averea celor vinovați să nu se înstrăineze, pentru ca eforia să-i poată urmări și să se despăcubească de pagubile ce a suferit. De rezultat, vă rugăm a ne raporta odată cu înapoierea anexei. Iar rezoluția prefectului este: se însărcinează domnul administrator al plasei Drăgășani în a face cercetare severă și a raporta. În această perioadă a anului 1918 se interzice tăierea și comercializarea animalelor, interzicându-se și vânzarea pe piața liberă a produselor agroalimentare și în special a plantelor tehnice și a produselor lactate. Sunt date ordine chiar pentru colectarea castanelor, ghindei, jirului și urzicilor. Exploatarea resurselor țării este atât de cruntă încât comandatura etapei 270 din Râmnicu Vâlcea fixează chiar cantitatea lenjeriei ce trebuie să fie deținută de fiecare familie, surplusul trebuind sub amenințarea unor pedepse să fie predat administrației de ocupație. Măsurile stabilite pentru desfășurarea comerțului au condus însă în practică la o creștere necontrolată a prețurilor, ceea ce a impus înființarea la nivelul județului a unei comisii de analiză. Prefectul județului Vâlcea, în mai 1918, se adresează ministrului de interne: domnule ministru, avem onoarea a vă ruga să luați cunoștință de comisia instituită în acest județ contra urcării exagerate a prețurilor, departe de a aduce foloasele ce s-au avut în vedere, de a deservi și populația și comerțul. Față de comercianți, lucrează cu patimă, forțându-i a închide magazinele, alții a-și ascunde marfa, întrucât nelucrând cu pricepere și bunăvoință, ci cu porniri, comersanții se găsesc în imposibilitate de a mai continua comerțul. Publicul, pe de altă parte, este pus în greaua încercare de a nu mai găsi nimic și în modul acesta rezultatele acestei comisiuni au încetat de a fi cele dorite și au dat loc la perturbațiuni în ramura comercială și nevoile populațiunii. Suntem de părerea că această comisie să fie dizolvată de urgență și înlocuită cu alta care să lucreze cu pricepere și împăciuitoare a celor două interese, nu cu ură și rea voință. Existența administrației militare germane a impus ca toate ordinele și răspunsurile transmise să fie scrise în același timp în limba română și în limba germană. Toate documentele sau transcriere, majoritatea documentelor. Dacă nu s-a reușit transcrierea pe aceeași coală de hârtie, s-a făcut o transcriere pe o coală separată. Prefectul județului Vâlcea primea de la Direcțiunea Învățământului Profesional și Particular din cadrul Ministerului Instrucțiunii și al Cultelor adresa în aprilie 1918. În cercurile mari ale populațiunii române se simte tot mai mult în măsură crescândă necesitatea de a învăța limba germană. De aceea am decis să deschidem în mai multe orașe, printre care și Drăgășani, cursuri serale gratuite de limba germană. Avem onoarea de a vă ruga ca împreună cu comandatura de etapă, comandamentul stațiunii de etapă și cu ajutorul directorilor și directoarelor de școli secundare și profesionale din localitate și al revizorului școlar să organizați cât de neîntârziat aceste cursuri. Cursurile serale să fie în astfel de condiții făcute încât să fie profitabile și populațiunii române. Ele se vor face în localurile școalelor și anume seara între 7 și 9 sau 8-10. De măsurile luate, vă rugăm a raporta de urgență ministerului. De astfel, întreaga activitate a școlilor era atent urmărită de prefectura județului Vâlcea. Prin adresa Direcțiunii Învățământului Primar și normal primar din cadrul Ministerului Instrucțiunii și al Cultelor, se solicita: ministerul are cunoștință că unii învățători, deci se adresa domnului prefect, ministerul are cunoștință că unii învățători și institutori nu-și caută de școală și lipsesc de la post fără motiv. Sunt suplinitori care nici nu s-au prezentat la școală. Pentru înlăturarea acestei stări de lucruri dăunătoare învățământului, vă rog a dispune să se pună în vedere domnilor revizori școlari ca să supună pe învățători și institutori la inspecțiuni cât mai dese și totodată să nu mai facă propuneri de transferuri sau detașări cu atâta ușurință. Pe viitor se vor lua măsurile cele mai riguroase în contra celor care nu-și caută de datorie. Starea de sănătate a populației și animalelor era în atenția prefecturii județului. Numirile în funcția personalului sanitar, aprovizionarea și funcționarea spitalelor erau atent urmărite de administrația județeană.
Astfel, serviciul sanitar din cadrul Ministerului de Interne, prin adresa înregistrată la numărul 151 în ianuarie 1918, solicita: spitalele române civile din teritoriul ocupat nu sunt suficient înregistrate cu rufărie, haine și alte obiecte, ceea ce împiedică funcționarea lor regulată și eficace. Această lipsă a fost observată și de administrația militară germană. În comerț nu se găsește de vânzare stocul necesar de rufărie, iar societatea Crucea Roșie Română a dat tot ce i-a fost cu putință. Rămâne, prin urmare, un singur mijloc de procurare a acestor obiecte trebuincioase spitalelor: contribuțiunea benevolă a populațiunii române, care, apreciind necesitatea unei insuficiente înzestrări pentru alinarea suferințelor celor nenorociți, nu se va da în lături de la îndeplinirea unui act patriotic. Vă rugăm, domnule prefect, ca în unire cu domnul primar al orașului și unul din medicii funcționari ai statului, cel mai impus în localitate, să formați de urgență un comitet de doamne, să facă apel la toată populațiunea județului, cerând obiecte de rufărie, învelitori, cămăși, perne, halate și așa mai departe. Și astfel exista o rezoluție prin care se stabilea repartizarea pe județul Vâlcea, 306 cearșafuri de pat, la fel cuverturi, batiste și cămăși pentru adulți. În același timp, primăria orașului Râmnicu-Vâlcea informa instituția prefectului, comunicându-ni se de către domnul medic al orașului că în comunele Cujoren și Vlădești sunt că acele comune sunt contaminate de tifos exantematic, am onoarea a vă ruga să binevoiți a dispune ca acele comune să fie izolate de orașul Râmnicu-Vâlcea, dând ordin primarilor respectiv de a nu permite locuitorilor din acele comune să fie în oraș.